După medalia de aur în proba de 60 de metri plat cucerită la Sofia la Balcaniada Under 20, Marina Baboi a câștigat și titlul balcanic cu ștafeta României la 4x400 de metri la campionatele balcanice indoor de seniori ce au avut loc în weekend la Istanbul. Sprintera buzoiană a concurat și în proba de 60 de metri plat pe care a încheiat-o pe locul 4. Atleta legitimată la LPS Buzău și CSA Steaua București a făcut echipă cu Florina Pierdevară, Sandra Belgean și Cornelia Gal și a asigurat primul schimb. Metalul a pierdut ieri și ultimul amical disputat în deplasare cu SC Oțelul Galați. Împotriva principalei favorite la promovare din prima serie a Ligii a treia, campioana a cedat cu scorul de 0-2, 0-1 la pauză. A doua înfrângere la rând după cea din jocul cu Sporting Liești, scor 2-3, disputat săptămâna trecută pe terenul sintetic. Antrenorul formației buzoiene Valistan mai are 10 zile la dispoziție pentru a-și pregăti jucătorii pentru primul meci oficial al anului. Astfel, pe 3 martie va avea loc prima etapă din retur, când Metalul va întâlni în deplasare echipa călărășeană înainte modelul.